poți utiliza kitul de umflare pentru a repara un pneu deteriorat, cât timp pneul nu are pene pe flanc, iar acestea nu depășesc 4 mm. Înainte de a efectua reparația, parchează vehiculul departe de trafic. Aprinde luminile de avarie și nu uita să aplici frâna de parcare. Kitul de umflare se află în portbagajul vehiculului. În funcție de model, conectează sau înșurubează furtunul compresorului la butelie. Racordează conectorul flaconului de umflare la ventilul de pe roată. La final, conectează cablul de alimentare la priza pentru accesorii. Specificațiile privind presiunea pneurilor se găsesc pe cadrul ușii șoferului. Pornește motorul, apoi pornește compresorul pentru a atinge valoarea dorită a presiunii. Dacă după 15 minute nu se obține o presiune minimă de 1,8 bari, reparația nu este posibilă. În acest caz, contactează un reprezentant al mărcii. După finalizarea reparației, condu aproximativ 3 km cu o viteză mai mică de 60 de km la oră pentru ca produsul să fie distribuit uniform în pneu, apoi oprește și verifică presiunea. Reține că presiunea pneurilor trebuie verificată doar atunci când acestea sunt reci. Dacă presiunea este mai mare de 1,3 bari, dar sub valoarea recomandată, reajustează-o cu kitul de umflare. Dacă presiunea este sub 1,3 bari, înseamnă că reparația nu este posibilă. În acest caz, contactează un reprezentant al mărcii. Nota bene, această reparație este doar temporară. Permite rulajul cu o viteză maximă de 80 de km la oră pe o distanță maximă de 200 de km. Este esențial să repari sau să înlocuiești pneul la un specialist cât mai curând posibil.